Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă face o urare de suflet. Sunteți minunați! Astăzi fac citirea pentru vibrația cifrei 2. 2 înseamnă energie feminină, înseamnă creație, înseamnă intuiție. O energie feminină spirituală este o cale de urmat, este a ști în sufletul meu că lucrurile se întâmplă pentru mine. Deține secrete, secrete înalte, dar nu le spune, pentru că ea știe că nu poate interveni în liberul arbitru al nimănui. Judecata, evident, vorbește despre o înălțare, despre o renaștere, despre un mod nou de a mă raporta la o situație din viața mea, despre un nou mod de a mă raporta la o relație din viața mea sau de a mă raporta la oamenii din jurul meu, la persoana pe care o iubesc, la familie, la serviciu și așa mai departe. În Lenormand, astăzi avem trifoiul. Trifoiul vine și ne aduce șansă, care poate fi acum, imediată, 2 zile, 2 săptămâni, dar care poate dura și puțin. Iar aceste cărți în combinație pot însemna așa. Îmi dau seama, dintr-o dată, îmi vine o idee despre cum ar putea lucrurile să funcționeze mai bine în viața mea. Acum văd că de fapt sunt binecuvântat, că am o șansă să intru în armonie, că am o șansă să-mi ascult sufletul, să-mi ascult intuiția. Să-mi ascult sufletul poate însemna să fac ce-mi doresc, să am curaj, să merg pe calea mea. Nu e altă cale mai bună ca și calea mea, pentru că de aceea suntem unici. Aici judecata mai poate însemna un lucru. Știu în sufletul meu că cineva revine la sentimente mai bune față de mine. Aici știu că la serviciu cumva voi vedea lumina, voi vedea soarele, voi vedea o realizare. Știu că urmează să vină înspre mine realizare, lucruri bune, șansă și noroc. Astăzi, dragii mei, puteți manifesta, puteți atrage, puteți trage în viața voastră șansa și norocul. Voi pregăti cărțile. O curiozitate foarte mare este aici să aflu ceva. Ceva ce cred, am o bănuială că așa este. Și trifoiul spune, da, îți surâde șansa să afli, să descoperi, să înțelegi, să primești ceea ce îți dorești. Vreau să iau și de aici cărți. Risc. Nu poți să fii pe placul tuturor. Fecioară, ordine și disciplină, calculat, claritate, claritate mentală desăvârșită. Energia care stă la baza acestei zile este următoarea. Poate iese la suprafață ceva ce nu îmi doresc neapărat, și mă tem să nu fiu judecat, judecată. Sau voi puteți să faceți o descoperire, să aveți claritate mentală într-o anumită direcție și veți fi puși în fața unei situații care poate nu este pe placul vostru, iar aici energia spune că este indicat să nu judecați.
De ce vă spun asta? Pentru că fecioara, prin nevoia de perfecțiune, prin modul în care își exprimă eul, ca arhetip, are o tendință de a critica. Dar nu este o critică joasă, ci vrea ca totul să fie într-o anumită ordine. Poate lucrurile care apar astăzi sau pe care le simțiți nu sunt în acord cu o ordine divină, cu sufletul vostru. Vă pot deranja anumite lucruri în anturaj, în familie, la serviciu. Dar cartea RISC spune, poți să treci peste, poți să îți asumi pentru că este 2, o cifră a parteneriatului. Dacă înțelegi și privești problema dintr-un alt unghi, poți să fii permisiv pentru că ești înțelept, pentru că ești capabil mental să nu judeci o situație după aparență. La nivel de relație, avem 8 de cupe, 3 de bâte, 2 de bâte, steaua. Cred că am un deja vu. Vai ce straniu, cred că am mai văzut cărțile astea. Unde le-am mai văzut? S-ar putea pe data de 20 să fie avut cumva aceeași influență și să fie un mesaj acolo. Interesant. Aceasta este energie de Marea Preoteasă, vedeți? Care știe, nu se întreabă, știe. Avem așa, în relația mea am niște planuri, am niște așteptări și mă aștept ca acestea să se întâmple. Unii dintre voi luați cupa iubirii, plecați către o nouă direcție, riscați să mergeți într-o nouă direcție, dar care este avantajoasă pentru voi? Unii dintre voi vă întrebați dacă să mai acordați o șansă, pentru că vi se prezintă o șansă de reluare a unor lucruri în care anterior ați avut încredere. Aici mașina este parcată. Vă așteaptă o șansă, apare o șansă pentru voi către un nou început. Pentru alții dintre voi, așteptați să se întâmple ceva, dar între ce așteptați voi și voi, există o distanță. Așteptați o apropiere din partea cuiva. Așteptați ca cineva să vină mai aproape de voi. Sau poate voi sunteți aproape de un rezultat favorabil în relația voastră, așa cum vi-l doriți. Ceva ce până acum nu a părut palpabil și realizabil, dintr-o dată iese la suprafață, se manifestă o voință interioară a sufletului vostru. Această energie a fecioarei aici spune că lucrurile trebuie făcute pas cu pas, că trebuie să vă păstrați o doză de realism sănătos. M-a bulversat Marea Preoteasă astăzi. Este o energie puternică, să știți. Poate astăzi vă vine o idee să faceți ceva îndrăsneț în relația voastră, în legătură cu relația voastră și vă este teamă să nu fiți judecați. Îndepărtați-vă de gândul de a fi respins, de gândul de a fi judecat. Pentru că dacă veți rămâne în dubiu, nu veți realiza nimic, trece șansa pe lângă voi. Puterea. Aveți capacitatea de a scoate la lumină, începând de astăzi, lucruri care poate nu vă sunt pe plac în primă fază, dar care sunt reale binecuvântări pentru voi, pentru sufletul vostru. Deși posibil să vă regăsiți vulnerabili într-o situație, asumați-vă. Asumați-vă vulnerabilitatea pentru că veți fi puternici ulterior.
vrut să intre în pachet. Doi de bâte, planuri, se repetă. Mă întreb, ce să fac? Să rămân într-o poziție vulnerabilă sau să mă eliberez cu încredere că există ceva mai bun pentru mine? Dragii mei, unii dintre voi ați luat o hotărâre sau intenționat să luați o hotărâre care are legătură cu îndepărtarea voastră dintr-o relație care v-a făcut vulnerabili și care v-a privat de energie, de manifestare, care v-a întors sau v-a ținut captivi într-o rutină, într-o lipsă de avansare, într-o lipsă de progres. Posibil să fi avut de-a face cu un partener care nu v-a susținut creșterea de nicio formă. Să nu vă fi simțit apreciat. Posibil să fi traversat aici unii dintre voi o experiență la nivel de relație unde ați fost judecați sau unde nu ați primit conform așteptărilor voastre mângâierea, înțelegerea și suportul de care ați avut nevoie. Sau poate că partenerul vostru de viață constant, în loc să vadă partea frumoasă din voi, vede umbra sau vă critică foarte mult. Și aici voi puteți să puneți piciorul în prag și să discutați despre aceste lucruri, să riscați să aveți o voce care să fie auzită astăzi, pentru că acest lucru clarifică cumva parteneriatul vostru. Roata destinului, din nou șansa și norocul, Jupiter și rescrierea la nivel de relație. Pentru alții dintre voi, vă văd că așteptați un eveniment, așteptați o întoarcere a cuiva în viața voastră, care este departe. La depărtare, posibil în străinătate, posibil să vă despartă o lungă distanță, sau să vă fi distanțat în viziune, în percepție față de această persoană și încă o dată pentru voi acum să fie o șansă de reevaluare a situației și de apropiere. Cineva de asemenea intenționează să reevalueze o trăire pe care o are interioară în ceea ce vă privește, pentru că poate acum, în sfârșit, vă vede în partea luminoasă a situației, vă apreciază, înțelege tot efortul pe care voi l-ați depus în relație, în căsnicie, față de ei, cum aveți grijă de ei, ca să nu lipsească nimic. Timp în care voi, de voi nu aveați grijă. Renaște o situație, renaște o trăire, renaște o comunicare. Invers. Energia de astăzi vă centrează pe voi aici ca destinatar. Vine o șansă de comunicare, există progres aici, ieșiți dintr-o posibilă stagnare, apare un pas, cineva se mișcă către voi, vă adresează atenția, intrați în atenția cuiva, reintrați în atenția cuiva. Interesant. De-a dreptul, pentru 3 de bâte, 8 de cupe, așteptați vremuri mai bune. Este o ocazie, o zi, un eveniment sau o discuție care lasă deoparte tristețea, din care puteți ieși triumfători și împliniți. Sunteți efectiv în fața unei bucurii. 8 merge către 9 de cupe, către împlinire.
Trei de cupe. Unii dintre voi părăsiți într-adevăr o situație de trio amoros, iar alții dintre voi, exact cum am spus, mergeți către bucurie. Bucurie în relație. Mesaje, vin către voi mesaje, vin către voi vești, noutăți, dar noutăți care să vă scoată un pic din zona de confort, care pot fi parțial ceea ce voi așteptați, dar luați situația de acolo. Faceți rai din ce aveți. Soarele. V-am spus că vă îndreptați către orizont mai bun, că iese soarele. Judecata aduce soarele. Transformă o situație din ceva ce nu a funcționat. Tot efortul meu de până acum depus, chiar dacă am mers împotriva vântului, astăzi poate ajunge la manifestare. Planurile mele de astăzi, așteptările mele de astăzi, intuiția mea de astăzi îmi spune că într-adevăr pot relua o conexiune sau că într-adevăr poate să îmi fie bine. Pot ajunge să am pe cineva alături, alături, evident, de care să fiu apreciat, nu vulnerabil. Este o zi, să știți, calmă, liniștită, pentru meditație, pentru introspecție, pentru calm. Fecioara exprimă calmitate, exprimă simplitate. Lucruri foarte bune vor apărea aici, rezultate foarte bune. Progresul pentru voi pe termen lung va fi benefic. Amintiți-vă 2 zile, 2 săptămâni sau o cifră 2 sau o oră 2. La nivel de plan material, pusnicul, marele preot, împărăteasa, cumpătarea, doar arcane majore. Aici văd că faceți ordine în viața voastră la nivel de serviciu sau la nivel financiar. Trageți o linie sau ați tras o linie care vă duce către un rezultat. Căpătați o viziune despre cum puteți ieși dintr-un impas în legătură cu o instituție de stat, niște plăți recurente pe care le aveți de făcut. Este ca și când ați găsi o cheie a succesului, o armonie la nivel financiar, prin care voi să reușiți cu un plan bun la nivel de buget să acoperiți toate necesitățile voastre. Împărăteasa vine cu prosperitate și abundență. Aici am 2 cărți de taur. Bani, prosperitate, atenție la indigestie pentru unii dintre voi, atenție la sistemul nervos. La nivel de finanțe sau la nivel financiar, profesional, aici văd că veți primi sau veți avea parte de susținere sau de o discuție cu un superior care poate părea de neabordat, însă riscă, chiar dacă nu-ți place ce faci, chiar dacă poate lui nu-i place să fie tras de mânecă, pentru că obții oficial niște lucruri de care ai nevoie și care ți se cuvin. Echilibru financiar, îmi spune temperanța. Îmi spune să nu cheltui mai mult decât produc, decât mă ține punga. Pentru că s-ar putea, într-adevăr, să am de unde să achit ceea ce îmi doresc, dar să mă bazez foarte mult pe banii din viitor. Și nu este neapărat o strategie înțeleaptă. Este reușit aici. Pentru alții dintre voi, primiți o ofertă de serviciu, dar este individuală, poate vă place să lucrați singuri sau aici văd pe cineva care lucrează într-o instituție, dar care are legătură cu într-o instituție de stat, cum se spune la noi, că nu știu cum să-i spun. Unii dintre voi
într-un tribunal, alții dintre voi în sistemul medical, alții dintre voi culinar, iar alții dintre voi economie. Evident, nu se rezumă doar la asta. Aici văd profesori. Pentru alții dintre voi vă văd sub o evaluare care va fi corectă. Veți avea șansa să fiți evaluați corect, ba chiar puțin în plus, pentru munca voastră depusă de zi cu zi. Cărțile acestea astrologic îmi spun noroc la bani, dar trebuie să fiu calculat. Este ca și când aveți în permanență bani care vin către voi, dar sub o formă sau alta vă scapă printre degete și energia de aici vă spune. În permanență vei avea un flux financiar continuu, care nu este întrerupt. Noroc, atunci când ai nevoie de bani, faci rost, îi obții. Dar atenție că ei trebuie să circule. Ori înveți să-i lași să circule, ori înveți să-i administrezi mai bine. Alții dintre voi văd că absolviți niște studii sau o formă de calificare, un examen la serviciu sau o certificare, un atestat care să vă ajute pe viitor, atestatul acesta fiind șansa voastră, o probă pe care o treceți este șansa voastră. Frumos! Steaua, șansa voastră către evoluție. Șansa care până acum părea că este foarte departe de voi, acum se apropie. Exact aici am steaua de două ori. Sunteți pe drumul potrivit, dar aveți nevoie să luați deciziile corecte. Să aveți mintea lucidă. Împăratul. Incredibil. Aveți nevoie să vă controlați mai bine nevoia de a cheltui, aveți nevoie să vă administrați mai bine veniturile. Pentru alții dintre voi aici văd o promovare. O promovare, o reușită, o creștere la nivel profesional. Chiar dacă nu mai lucrați, chiar dacă nu mai sunteți în activitate, ceva din partea unei instituții a statului vă ajută pe voi și vă susține și există chiar și acolo o creștere. Se legiferează ceva, cine știe. Bun. La partea emoțională se repetă 6 de spade, pajul de bâte, moartea, 2 de spade, 9 de cupe. La nivel emoțional știți că trebuie să faceți ceva. Intuiția vouă vă spune că sunteți în fața unui sfârșit. Sfârșit nu neapărat categoric, ci că o situație are nevoie de reevaluare, de schimbare, că nu puteți obține rezultatul dorit cu același tip de încercare de a-l obține, sub aceeași formă, sub același mod prin care ați acționat până acum. Sunteți voi față în față cu dorința voastră, dar vă pierdeți în curaj. Este ca și când ați avea mai multe dorințe deodată și în manifestare nu ajunge mai nimic din ce vă doriți voi. Pentru că, pe de o parte, aveți gândul bun, exact cum vă spun, îmi doresc să mă împac cu X, dar cred că are pe alta. Nu iese nimic de aici. Trebuie să mă eliberez de gânduri, să mă eliberez de dubiu, să am încredere că transformarea este beneficiul meu, că o situație, dacă se încheie, este în favoarea mea pentru că mă duce față în față cu potențialul meu, pentru că primesc absolut tot ceea ce îmi doresc. Că 8 de cupe care v-a apărut de două ori vă duce la 9 de cupe, vă duce la împlinirea dorinței. Ceva ce a durat foarte mult timp acum se întâmplă. Vedeți 2 de spade, însă Marea Preoteasă știe, voi nu știți ceva, nu știți un adevăr sau știți doar adevărul vostru, nu vedeți și adevărul celuilalt. Și oricum ar fi, trebuie să risc
Chiar dacă decizia mea poate nu este populară, chiar dacă nu este cea mai ușoară decizie de luat, pentru că trebuie să schimb ceva, trebuie să transform această situație, să mă eliberez pentru a putea obține ceea ce îmi doresc. Poate o altă relație, poate o stare medicală mai bună. La nivel medical, văd că treceți printr-un fel de eliberare sau că refuzați unii dintre voi un tratament. Sau că ați obosit să faceți același lucru în fiecare zi. Nu știu în ce măsură rezonează mesajul. Văd aici un copil, dar un copil special. Un copil poate atipic, poate diferit. Sau văd că un copil depinde de voi și acest lucru trebuie să se schimbe. Încercați să vă ajutați copiii să devină mai independenți. La nivel medical aici, avem stres. Poate unele dintre dumneavoastră, doamnelor, vreți să concepeți și aveți ceva impedimente, însă de îndată ce vă eliberați de dorința controlată de a face lucrurile, ele se așează. Mai văd aici că unii dintre voi trăiți cu un regret pentru plecarea cuiva de lângă voi. Acesta este ciclul vieții. Câteodată lucrurile chiar se întâmplă și nu le putem controla. Pentru doi de spade. Lumea. O reușită. 21. O reușită. În sfârșit, pot să văd clar, limpede o situație care mă ajută și mă împlinește. În sfârșit, mă eliberez de stresul anterior, de durerea anterioară și ajung la un rezultat așa cum îl doresc, care mă face fericit. O alegere pe care o am eu de făcut aici mă eliberează. Poate că aș putea să accept o situație mai ușor în viața mea pentru că acceptarea aceea mă ridică în conștiință, mă ajută să evoluez și să ajung acolo unde îmi doresc. De multe ori știți cum e, dacă stăm în negare, nu avansăm. Acceptarea ne oferă vindecarea de care avem nevoie. Colaborare. Colaborez cu cineva, poate la nivel emoțional sau la nivel așa de sănătate, vă simțiți obosiți pentru niște responsabilități pe care le aveți zi de zi, față de copii, față de familie și vă doriți și voi un pic de timp pentru voi. Există posibilitatea să reușiți acest lucru, să cereți ajutorul. Să colaborați cu cineva care să vă poată prelua din sarcini, din responsabilități, pentru a avea și voi un pic de timp liber. Alții dintre voi aveți aici o apăsare la nivel sufletesc că poate unul din copiii voștri, unul dintre copiii voștri sau poate copilul vostru nu reușește să se detașeze de voi financiar, de casă, își dorește, dar nu poate în acest moment. Din nou, și copilul are o reușită. Pentru alții dintre voi care aveți posibil provocări la nivel medical cu copiii. Există aici o ameliorare. Judecata. O renaștere. O vindecare. O vindecare. Se ameliorează ceva, se transformă ceva, lucrurile devin mai ușoare, lucrurile se îmbunătățesc. Dacă vă gândiți la persoana iubită, atunci puteți relua un parteneriat. Sau puteți întâlni pe cineva care să vă susțină și să vă ducă către soare. Cineva nou. Cineva nou. Despre care acum nu știți și este în regulă. Va fi șansa. Apare dintr-o dată. Nu trebuie să știți când. Tocmai pentru a nu împiedica manifestarea. Dacă știm înainte, clar, nu se mai întâmplă de multe ori.
Șarpele. O închidere a unei energii joase prin claritate mentală. Prin claritate mentală. Părăsiți o situație de trio amoros pentru că vă apreciați. Și o încheiere a unei situații care v-a zguduit până acum. Aici avem ochelari, percepție, să mă concentrez pe ceea ce este cu adevărat important, să îmi văd de viața mea, spune cartea aceasta, să mă bucur de soare. Oglinda fermecată. Ați avut foarte mulți dintre voi de-a face cu cineva narcisist sau cu cineva, exact cum v-am spus, care nu vă aprecia, vedea la voi doar lucrurile, nu știu, mai puțin plăcute sau vă vedea întotdeauna într-o lumină nefavorabilă. Această energie și vibrație de aici spune, pas cu pas, în sfârșit devin lucid mental. Lucid, mi se clarifică viziunea și ies dintr-o relație care m-a defavorizat pentru că în față am ceva mai bun, am soarele și în sfârșit acum văd, realizez, conștientizez. Aici la nivel profesional cana de cafea, întâlniri, conexiuni. Ne bucurăm de moment, mă simt apreciat și prietenie. V-am spus, ar putea să stați de vorbă cu un superior sau aici este un potențial de parteneriat într-o afacere nouă. Faceți planuri financiare, bugetul, orice buget se face pe 12 luni. De aici mi-a venit inspirația de la berbec. Berbecul începe arcul zodiacal. Bugetul, faceți un plan pe termen lung, la nivel financiar, dragii mei, îmbunătățirea vine din pix și hârtie sau pe laptop, pe telefon, cum doriți voi, plan financiar pe termen lung și așa ajungeți la împlinire pentru a vă acoperi tot necesarul traiului zilnic și mult peste. Iar la sănătate, discuție. Interes, conversație, aștept un mesaj, text, SMS, mail. După cum spuneam, voi aveți nevoie de mai multă socializare la nivel emoțional. Ați fost foarte mult timp prinși în rutina voastră de zi cu zi, aceeași patru pereți, aceeași casă, aceeași rutină și aveți nevoie să faceți ceva, să ieșiți din zona de confort, din rutină, din cotidian, pentru a putea evolua, pentru că vă așteaptă o șansă acolo. Vă veți simți considerabil mai bine. Semnele astrologice. Leu, rac, scorpion, săgetător, leu, vărsător, berbec, vărsător. Pești, berbec. Ce am aici? Să iau o acțiune, berbec, indiferent de ce las în urmă, pești, înțeleg că situația asta este și mă îndrept către lumea întreagă, vărsător, către posibilități infinite, către vindecare. Ies din sacrificiu de sine, pești. Ies din a mă sacrifica pentru cineva care nu mă apreciază, nu mă vede așa cum sunt. La nivel profesional, aici, cred că o să-mi fac o notiță la citirea de astăzi, să revin la ea, pentru că ce se întâmplă aici e materializare, dar materializarea potrivită pentru noi. Avem berbec. Fecioară, săgetător, vărsător, taur, balanță, taur. Ceva stabil de lungă durată, care are un viitor foarte bun, echilibrat
fără riscuri foarte mari, fără să mă scoată din zona de confort pentru care trebuie să fiu calculat și pe care îl pot face, care mă ajută, mă împlinește. Iar la nivel emoțional, Scorpion, Capricorn, Gemeni, Săgetător, Pești, Vărsător, Scorpion, Berbec, Balanță. Ce am aici? Trezirea dintr-o poziționare de inegalitate față de celălalt, nevoia de a mă aprecia, nevoia de a nu mai sacrifica lucruri, timp pentru oamenii nepotriviți din viața mea, hotărârea de a-mi atinge potențialul emoțional cel mai înalt, hotărârea de a-mi urma sufletul. Foarte profundă citirea, știam că Marea Preoteasă o să facă asta. Lumea, opa, lumea, lumea întreagă, potențial nelimitat, asumarea vieții cu bucurie, îmbrățișarea experienței exact cum a fost așa pentru că mă transformă, îmi dă stabilitate, iubirea de sine, credința, din nou, acceptarea. Astăzi este despre acceptare, că lucrurile sunt potrivite și că sunt bune. Leul, pentru că pot. Leul, puterea. Sunt puternic. Iubire. Iubirea mea este puternică. Dacă iubirea voastră este sinceră și la baza relației voastre au stat intenții pure, nu de codependență, ci din acelea, te iubesc nelimitat, te accept așa cum ești, persoana la care voi vă gândiți revine. Inițiala L. Zilele de luni. Totul începe să se organizeze și R, reluare. Aici există o reluare, posibil o reluare. Încep încă o dată să descoper bucuria vieții, să trăiesc frumos. Scorpion, Săgetător, Săgetător, Taur, Fecioară, Venus, Balanță, Taur, Leu, Leu. Poate vă ajută. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei. Vă îmbrățișez cu mult, mult, mult drag și vă aștept în comentarii. Dacă răspund mai greu, să știți că sunt foarte prinsă zilele acestea, dar citesc, vă sunt aproape. Să fiți sănătoși, iubiți, sunteți minunați. Pa, pa!